Gândesc că multe din aceste cântări au fost scrise în suferință, în prigoană. Când mă gândesc că această cântare pe care vreau să o cânt, versurile au fost scrise de fratele Traian Dorț și linia melodică a fost pusă de fratele Nicolae Moldoveanu. Și oamenii aceștia erau undeva în spatele unor ziduri mari, în spatele unor porți mari de fier, neputând să vadă dincolo de aceste ziduri, dar totuși ei nu s-au uitat doar la ziduri, ci s-au uitat dincolo de ele prin ochii credinței și au spus, nu norul este veșnic, ci soarele e acel, ce învinge și rămâne stăpân în urmă. Așa că mă invit să cântăm din toată inima, nu te îndoi, ci crede. Că dincolo de noi e un soar și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și Dumnezeu, pe viață Dumnezeu.